dat două autografe pentru Arlechino. După 21 de ani de când n-o mai fac. Vă bucură treaba asta? Da, mă bucură, mai ales că, deși nu am posibilitatea, mi se cere să dau filmele, să le vadă și copiilor. O, Ali, Ali, Baba, tristă este soarta ta, n-ai un bar în buzunar, cât să-ți cumperi un măgar. Hai să facem o emisiune, mai puțin vorbim de anii 90, început de 90, o aiureală foarte mare, nimeni nu știa ce se întâmplă, cum se schimbă. Să facem o emisiune care să ne placă și noi. Mi-am dat seama că sunt foarte puține emisiune pentru copii care nu-i consideră pe copii înapoiați, ca să nu zic cretini de-a dreptul. Domnule profesor universitar, dr. Mihai Gruia Sandu, dramaturg, actor, regizor, ai mai spus mai departe și biciclist, tâmplar. Biciclismul ăsta am glumit. Da, am început în tonul ăsta, așa cum să zic, rigid, o înțepat, tocmai ca să îmi permit să fac floricele care nu mi-aparțin. Mulțumesc, ne vedem după o dată la 4 ani, se vede în acest cadru. Data trecută încheiasem spunându-ți că ești ultimul dintre solomonari. Ai zis că nu ești solomonar, eu încă bănuiesc ceva din tine, din... Poate că mi-ar fi plăcut să fiu, dar nu mi-am găsit maestrul. Da, da. Nu ți-ai găsit maestrul? Ești un maestru, eu așa simt. Ai ca solomonar. Da. E o istorie destul de ciudată cu ei. Nu se știe nimic aproape. Se pare că termenul vine dintr-o limbă foarte veche. Rădăcina. Da. Rădăcina limbilor. Unde, practic... Lomon însemna lumină. Solomon este fiul luminii. Este o limbă foarte veche pe care nimeni nu o mai vorbește. Se vorbește mult despre ea, dar nimeni nu știe ce este. I s-a dat un nume, cum să spun, specialiștii au întrezărit-o și i-au dat un nume ciudat. I se spune limba indo-europeană. Nu există limba indo-europeană. Este limba pe care o vorbeau strămoșii noștri. Hai să le spunem daci sau proto-daci sau cum vrei. Erau fiii luminii. Singura legendă care s-a păstrat despre ei e că aveau sediu, un loc în care erau inițiați, o peșteră, și acolo era o piatră mare care se învârtea în continuu. Erau testați de un maestru care se numea Unihilă. Unihilă, da. Da. Și că aveau, se spune, puteri supranaturale. Chestia asta cu puterile supranaturale e atât de discutabilă, întrucât toți avem puteri supranaturale, ca și cum natura ar avea ceva supra ei. Doar că nu le dezvoltăm. Marele și micul război interior, cred că uneori ne-a solicitat puteri supranaturale ca să putem face măcar rămășițe de pace cu noi înșine. Vorbeam despre lumină, ai spus că îți place să te joci cu lumina și că uneori lumina nu este o metaforă, ci ține de un cu totul alt registru, trăit. Cred că toată viața noastră suntem cumva căutătorii clarității ai luminii. În budismul tibetan am întâlnit o frază, spune că realitatea este, de fapt, ca metaforă sau simbol, uniunea vacuității cu iubirea sau compasiunea. Și aici văd multă lumină. Păi, hai să încep mai întâi cu... Am văzut că ai scris acolo despre orice. Trebuie să răspund telespectatorilor că înainte de emisiune m-a întrebat despre ce vrem să vorbim și am spus despre orice. Pentru că
Am impresia, dacă nu cumva impresia asta se transformă în certitudine, că absolut toate subiectele sunt ca spițele unei roți. Deci de oriunde ai pleca, poți să ajungi în centru. Deci n-are importanță de unde încep să urci muntele, pentru că toate căile duc undeva în vârf. Și când ajungi în vârf, importanța căii scade, pentru că ea a avut treaba ei, calea, și ajungerea în vârf este altceva, este altă etapă. De asta am zis că vorbim despre orice, pentru că tot acolo ajungem. Tot și acolo. Cum să revin la... Da, acum, da. Da. Trebuie să mai spun ceva, că nu-mi place să spun vorbe mari și să folosesc concepte complicate. Pentru că trebuie să te gândești întotdeauna că cineva te ascultă și poate că nu deține un vocabular sofisticat. Și la urma urmei, marile adevăruri sunt stupid de simple, aș zice. Pentru mintea noastră complicată. Da. Pentru că nu mai țin minte ce filozof, cred că englez, spunea că uneori lucrurile sunt atât de simple încât simt nevoia să le complic ca să le puteți înțelege. Da? Genial! Da. Și ca să devină suportabile, probabil. Ca să devină suportabile, deja e o chestiune personală. Mulțumesc! Nu e același lucru pentru toată da. Lumea. Da, da. Eu zic că putem să plecăm întotdeauna de la un sistem simplu. Adică să observăm ce se întâmplă cu noi, să observăm ce se întâmplă în jurul nostru și să facem o paralelă. Sau măcar o comparație. Putem începe dintre noi, de aici, ce da, se întâmplă putem cu începe. Noi? Da. Uneori le explic unora dintre studenții mei, cei care vor să mă asculte, că nu mi se întâmplă cu toată lumea, că dacă am pleca, cred că am scris și o mică plachetă, că nu pot să-i spun carte pe tema asta, să plecăm de la ceea ce avem, da? Mm-hmm. Adică ce se întâmplă de pildă cu un actor de se simte fals, de este pe din afară, de este cabotin, deși el vrea, tinde să ajungă în punctul cel mai înalt a ceea ce vrea el să facă, să nu-i spun actorie. Și atunci zicem, hai să vedem ce avem, da? Să ne uităm așa la noi, avem un corp fizic din carne, oase, cartilage și așa mai departe. Un sistem destul de complicat. Există științe care se ocupă de chestia asta la toate nivelele de profunzime. Mai departe, ce mai avem? Păi avem ceva ce nu e corp fizic. Avem o gândire. Bun. Nu e nimic fizic în chestia asta, dar nu putem nega că există, pentru că efectele se văd. Nu? Poate fi experimentat prin efectele lui. Bun, mai departe. Mai departe avem ceva ce nu este nici gând, nu este nici activitate fizică sau corp fizic, dar este ceva ce ne guvernează cumva. Este ceea ce simțim, să-i spunem emoție. Nu e gând, că n-are legătură cu modul în care funcționează mintea. Nu poate fi stăpânit prin minte, poate fi stârnit uneori sau potolit uneori, dar nu controlat total. E bine, și avem atunci partea fizică, avem partea mentală, gândul de care ziceam, și avem partea emoțională. Să ne rezumăm la aceste nivele, deși ele sunt mult mai multe, și să-i spunem că avem un corp fizic, un corp mental și un corp emoțional. Ce se întâmplă? Nu știu dacă am mai spus chestia asta, că o spun des, dacă mă repet îmi cer scuze. Ce se întâmplă cu noi în momentul în care avem o acțiune, că e ascenică sau că este din viața de toate zilele? Păi e foarte ușor de detectat minciuna, de pildă. Una dintre aplicații, să-i spun așa. Pentru că în momentul în care cele trei nivele funcționează împreună, minciuna este imposibilă. Și dacă se infiltrează, este ușor detectabilă. Pentru că un nivel, nu vreau să-i spun inferior, să-i zicem un anumit nivel, nivelul fizic, receptează cumva tot ceea ce celelalte nivele transmit.
Adică în momentul în care am o emoție puternică, de obicei neașteptată, lumea crede că emoție este numai emoția la un anumit nivel. Nu, emoția este tot, să o definim simplu, tot ceea ce simt. Da? Da. Deci am o surpriză. Da? Corpul fizic va face următoarea chestiune. Pentru că ea e mai puternică decât ceea ce aș putea eu controla în comportamentul meu. Dăm la o parte pe cei care se antrenează special, cum ar fi politicienii, care învață să simuleze anumite atitudini în ideea că au destui proști care să-i creadă. Jucăușă, paranteza, da, super. Da. Bun, dar să ne uităm de pildă, exemplul meu preferat este copilul de la grădiniță care învață o poezie pe din afară, este împins în scenă ca să arate educatoarea cât de vrednică și eficace este ea. El ajunge acolo, frumos îmbrăcat, frumos pomădat, terifiat de frică, că știe ce pătește dacă greșește, da? Oprobiul public, dacă nu cumva și-o pălmuță la fund. Și începe să zică, mămica mea e bună, frumoasă este ea. Pe ea și aduce aminte că aia a spus să facă un gest așa. Pe ea o iubesc foarte mult. Și spune textul pe din afară. Ce face gândul? Gândul lui este... Gândul lui funcționează așa. Ia uite cât de mult sunt ăștia aici. Aoleu, trebuia să fac gestul ăsta. Da? Ia uite, a venit și bunic. Aoleu, dacă nu mă pui poezia. Asta face gândul. Pe fața lui nu se vede ce spune. Pe fața lui se vede ce gândește. După care mai intervine la un nivel superior și emoția. Adică, mamă, ce o să pățesc dacă greșesc? Cum era aia? Și apare o frică. Vedem frica, vedem teroarea, care se traduce printr-un o emoție negativă pe care noi o numim de obicei trac. Și vedem cu puțină atenție, nici nu trebuie multă, toate aceste aspecte. Și atunci avem cum să feliem lucrurile și să înțelegem de unde vine aia, de unde vine aia, de unde vine aia. Unii învață, e adevărat, să simuleze foarte bine, să mimeze o anumită atitudine. În actorie există mai multe feluri de actori. Cei care sunt cumva în vârful piramidei sunt cei care au învățat să mimeze foarte bine. Actoria are două polarități diferite, să spun așa, două aspecte diferite. Prima ar fi o observare foarte atentă a comportamentului uman și abia a doua, secundară, ar fi mimarea lui credibilă. Deci toți acești mari actori pe care îi vedem în vârful piramidei acestei meserii în teatru sau film sau chiar director de teatru, cred că e posibil ca directorii să fie preponderent din această categorie, sunt cei care refuză cu frică simțirea adevărată și profundă, dar exersează magistral în mimarea perfectă a unor atitudini. O a doua categorie de actori sunt cei pe care i-am numit actori utili, actori de moacă, actori de o anumită înfățișare, adică ăla gras, ăla gras e comic, orice ar face el săracul e comic, ăla cu fața așa, ăla e duru, ăla e criminalul, îl știu din primele 3 minute ale filmului că ăla de fapt a ucis-o pe aceea despre care nu se știe și despre care filmul vorbește. Totul e foarte transparent. Mai există și o foarte mică, minusculă categorie de oameni care sunt real interesați de resorturile foarte subtile ale acestei meserii și care caută. Ei nu vor fi găsiți niciodată în prima linie pentru că scopul lor nu este să-și dezvolte talentul social, să ajungă în vârful piramidei, să fie cunoscuți, să fie bogați, să fie bine plătiți, să fie notorii, celebri. Ei chiar sunt oameni care caută. Dragă Mihai, aici vorbești despre tine. Încă nu vreau să vorbesc despre mine. Dar dăm voie să simt că asta e categoria și așa ești. Ești un căutător, ești un om care transcende toată, nu știu, toată învălmășala asta care se cheamă lume. E, cum să spun, dintre lucrurile
cele mai fascinante pe care le-am întâlnit este modul de funcționare al minții. Pentru că între nivelele despre care vorbeam anterior, deci nivelul fizic și nivelul emoțional, există această placă turnantă care face și mult bine, dar face și foarte mult rău. Adică noi trăim în momentul acesta într-o societate dominată de compulsivitatea minții. Da. Toată lumea se confundă cu propria minte și cu propria activitate a minții proprii. Descartes înmulțit cu niște milioane. Exact, da, da. Dublat de o avalanșă și o aviditate a unui materialism primitiv, care mie mi se pare și de un prost gust lamentabil. Pentru că toată energia pe care o avem la naștere, toată moștenirea genetică și nu numai genetică, toate aceste energii se prăpădesc în obținerea unor rahaturi de bunuri materiale care, la urma urmei, nu înseamnă nimic. Adică bunurile materiale ar trebui să fie pur și simplu niște slujitori docili. Acest pahar îmi trebuie ca să țină această apă. Da, da? Și devin stăpân, da, din păcate. Deci în momentul în care acest pahar nu mai e din sticlă, este din cristal. Serios? El face exact același lucru, ține exact aceeași apă. Și din cristal, și din aur, și din ce vrei tu, da? Poate să fie și din lut, poate să fie și din plastic, Doamne iartă. Așa. În momentul în care mai fac și niște floricele cu o mașinărie și prețul lui devine, se apropie de prețul unui automobil sau chiar a unei case și devine cristalul regelui cutare din care el a băut la nunta nu știu cui și este exponat de muzeu. În momentul ăsta apar niște aberații. Adică de ce? Cum se spune, pe câte scaune stai odată? Pe un singur scaun, da? Cu câte linguri mănânci odată? Cu o lingură. Pe câte paturi dormi? Pe unul singur. De ce ne trebuie atâtea castele, frate? De ce trebuie să locuiesc într-o locuință cu 800 de camere? Da. De ce trebuie să țin ședința într-o sală de 400 de metri pătrați? Pe niște, da, scaune sculptate din lemn, nu știu cum, ca să arăt că ce. Aici apare o, hai să-i spun, un orgoliu, nu prostesc, că prostesc este puțin spus. Adică arăt că sunt altfel decât voi. Și aici este semnul, da, diavolului. Când de fapt nu sunt. Luigi Zoia, un autor italian, în Istoria ignoranței, vorbea exact despre lucrul acesta. În ultimele sute de ani, gospodăria, omul, în fine, spațiul lui, locuirea lui, a început să a pornit de la 100 de obiecte, am ajuns acum spre 10.000. Dacă ne numărăm obiectele din casă, ajungem la sume de genul ăsta. Degeaba. Și ele încep să ne domine. Atenție! Da, da, da. Adică nu-mi iau o umbrelă de 10 euro care mi este absolut suficientă. Îmi iau una de 200. De, da, ce, oameni buni? Ține mai bine ploaia. Ca și cum prin acea marcă, firmă, nume, sunt și eu un pic mai, cum să spun, mai iubibil. Asta arată totuși o mare sărăcie. Da, lucie, lucie. Deci cu cât această opulență și acest orgoliu de a arăta că ești important este mai mare, cu atât sărăcia spirituală se dezvelește mai degrabă. Cu cât ne acoperim, da, în firme, în titluri, nu? Da, înăuntru, da, nu e, da, nimeni. Pentru, vin, că ieșirea afară presupune că tu nu mai ești înăuntru. Da, da. E atât de simplu. Da. Da. De asta zic că uneori parabolele acestea de o mare simplitate sunt mai eficiente decât tratate întregi de vorbe frumoase și uneori bine, bine meșteșugite. Văd mari filozofi care întorc cuvântul foarte frumos, adică chiar te fascinează, da? Scot tot felul de concepte, tot felul de sisteme, fac și sisteme, da? Filozofie de sistem, da, excelența. Da. Da. Și văd în realitate, dacă stau să-i scanez un pic, doar orgolii nemăsurate, fracturi mari, enorme, da, și un gol uriaș. Se spunea despre filozofii cei mai mari de pe lumea asta că nu au reușit
nici măcar să împiedice o durere de măsea. Da. Hai să ne întorcem la ce avem și să operăm cu ce avem, nu cu fantasme. Și avem minunate lucruri. Dumnezeule, suntem dar este un ceva, belșug colosal este, în acest moment. Este ceva incredibil. Adică în momentul în care vezi care este sursa vieții, în momentul în care simți în ce zonă ești direcționat, în momentul ăsta chiar nu prea mai înțelegi de unde vin toate luptele astea, de unde vin toate poftele astea nemăsurate. Adică cât mănânci, cât bei, cât te îmbraci, cui vrei să demonstrezi că ai o putere care este iluzorie? Pentru că, să o luăm așa, da? Din toți oamenii ăștia super opulenți, toți prinții, toți președinții, toți dictatorii, o mână de cenușă. N-a rămas nimic. Nu după 200 de ani, cum vorbeam, ci după 50. Deci, după fenomenul pe care îl numim moarte fizică, mai rămâi puțin în conștiința celorlalți care își amintesc despre tine, de bine sau de rău. Să zicem că ar fi o oarecare prelungire a existenței tale, dar fără tine. După un timp dispar și martorii. În cazuri foarte rare și foarte speciale, un monument, cât piramida de la Gizeh, să zicem, sau un mit, pentru că întotdeauna realitatea se transformă în mit, mai vorbește de tine, dar nu de tine. Vorbește despre puterea pe care o aveai, vorbește despre legendele pe care anumiți istorici sau poeți. Nicio legătură cu tine. Deci nicio legătură cu tine. Deci tu nu mai ești niciunde. Acolo este un nume pe care s-au clădit niște povești. Nicio legătură cu tine. Eventual s-au făcut după un sistem pe care îl vedem peste tot, s-a făcut o periere. Dintr-o dată părțile rele au dispărut și numai cele strălucitoare au rămas. Adică despre mort, numai strălucire. Exact, exact. Și vorbim, evident că trăim într-o lume relativă, nu avem cum să atingem perfecțiunea. Clar că nu. Deci toți au și partea aceea mai întunecată și partea mai luminoasă. Apropo de ce însemna sfânt? Poate că sfântul este omul în întregul lui, nimbul acela, și nu un chip de om scâlciat, nu știu, idealizat, proiectat numai în splendoarea lui. Nu știu ce părere despre asta, în fine. Eu cred că în primitivismul superb al lumii de dinaintea noastră, oamenii aveau niște criterii mai clare și pentru sfințenie și pentru... În sensul că, la urma urmei, lucrurile, cum îți spuneam la început, sunt foarte simple. Adică, ce înseamnă păcat și ce înseamnă virtute? Da? Să le definim simplu, fără complicații. Păcat înseamnă separare. Da, da. Virtute înseamnă conștientizarea faptului că faci parte din tot și că tot ce se întâmplă în afara ta se întâmplă și în tine. Deci, acel care era considerat sfânt sau chiar era sfânt avea o conștiință atât de dezvoltată încât o îngloba și pe celorlalți și îngloba totul. În definitiv, dacă stăm să ne gândim la absurdul în care trăim și am încercat să dăm la o parte vălul care ne ține în acest absurd, ar trebui să vedem că starea pe care o căutăm, căutarea aceasta, de uneori nici nu știm ce căutăm, da? Este întoarcerea și unirea cu sursa primară, în care toți suntem una. Că îi spunem energie universală, că îi spunem Dumnezeu, că îi spunem Malah, că îi spunem cum vrea oricine, numele n-are absolut nicio importanță. Singura chestie importantă ar fi să știi și să simți acest lucru. Pentru că asta e una din problemele noastre de acum. Lumea nu mai simte. Misticii au fost cumva marginalizați sau
efectiv, pentru discreditați. Că odată cu cartezianismul, cu logica formală, cu materialismul, cu marxismul chiar, ca să... Am zis că nu mă enervează și uite. Da? Lumea s-a ancorat în obiecte, s-a ancorat în poziții sociale, s-a ancorat în putere. Sunt două căi care s-au separat total, calea cunoașterii și calea plăcerii. Lumea nu mai face diferența, adică păi, acum ce... N-a omorât nimeni o plăcere, adică pentru ce trăiești? Pentru plăcere. Serios? Și asta cât durează? Și cât se plătește? Pentru că nota de plată în direcția asta vine fără nicio îndoială, după marele și simplul principiu că nu orice se poate cumpăra, dar totul se plătește. Și exact ca la restaurant, nota de plată e întotdeauna umflată. Plătești mai mult decât ai comandat și decât ai consumat. Nu pot să nu te întreb, apropo de finitudine, ți-e frică de finitudinea, nu știu, fenomenului Mihai Gruiasandu? Tu, cel de atâția ani, și întrebarea asta mi-o adresez mie și fiecare o simte. Cum e, când e, ce va fi, cum simți dintr-o dată? Cum trăiești? Cum trăiești? E o chestiune, imaginea e o chestiune care nu întotdeauna a avut același răspuns. Pentru tine personal? Pentru mine personal, da. Adică, cum să spun, în copilărie trăiam o stare ușor inconștientă, hai să-i zic semiconștientă, nu știam exact ce sunt, de unde sunt și pluteam așa de la o zi la alta, de la un scop primar la altul, pac, 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 din, cum se spune, de pe o zi pe alta. Eram condus cumva de părinți, de educatori, de dorințele mele, de tot ce se întâmpla în jurul meu. Adolescența a început să-mi pună probleme, dar evident căutam unde nu trebuie. Evident căutam unde nu trebuie. Și răspunsurile erau ca atare. Găseam tot felul de lucruri care nu-mi trebuiau, da? În tinerețe am lăsat lucrurile astea pentru că eram mai preocupat de să-mi caut o poziție, să-mi găsesc locul în lumea asta. Eram chiar încleștat pe chestia asta. Gândește-te, la vremea aceea se intra foarte greu la teatru. Nu vreau altceva decât teatru. N-am dat decât 6 ani. 6 ani. Și numai asta voiam și numai pentru asta mă pregăteam. Bineînțeles, pentru că, după cum știm cum funcționează legea atracției, am ajuns și acolo, deși la vremea aceea părea nu imposibil, absurd de imposibil. Adică ceva peste orice imagine. Mai evită să evoci momentul în care s-a întâmplat concursul, comisia, când te-ai simțit a 6-a oară, că e un moment special, cred, nu? Nu știu contextul. Dar, Matei, știi cum este cu oamenii care trag la loterie și își imaginează că vor lua alea 2 milioane? Da. Păi, în cazul în care lucrurile nu sunt, și după părerea mea, sunt măsluite, din, cât să zic, 3 milioane de jucători va câștiga unul. Da? Ce e în mintea celorlalți 3 milioane? Sau 2.999.999? Da? În anul 1980, pentru băieți neincorporabili, că era o chestie nu mai spune acum, a fost un singur loc. Pe România. Cum ți se pare faptul că eu dădeam în continuare? Că toată lumea nu mă credea sănătos. Aberant. Da. Ce șansă ai? Cum un loc? Măi, oameni buni, un loc la o țară la vremea aceea de 23 de milioane. Sunteți nebuni? Da. Un loc? Da. De ce să crezi că tocmai tu vei lua locul acela? Tu credeai... Ai mers mai departe. Nici nu m-am gândit. Nu te-ai gândit. Nici nu m-am gândit. Nu aveam decât asta în cap și mă duceam înainte. Cât era nevoie? Da. Cât era nevoie? Da. Iată. Poți să-i spui nebunie, poți să-i spui credință oarbă, poți să-i spui cum vrei. Da, bun. Nu te-ai interesat efectiv contextul? Tu știai nu, că mergi nu, în... Nu, știam că așa este. Toată lumea, evident toată lumea îmi spunea. Toți îmi spuneau. Bă, ești nebun, cum? Acolo nu se intră.
Și apoi? Și în 81 am intrat. Și ai intrat și? Da. Și cu, a deși fost cu un an înainte fusese un singur loc. A fost halucinant. Și absolut, îți dai seama că toată lumea normală, ca da. Să pun ghilimele de jur împrejur, zicea, băi, deci aici nu mă bag, e clar că nu se poate. Sigur că erau și unii care au cunoscut pe unul care a dat de 14 ori, adică nu pot să spun că sunt campion. Da. Da. E ceva, te-am abătut. Da, la, și mai târziu, la... că încercam da. să feliez. O să vorbesc, dacă o să avem timp, și despre cum se feliază lucrurile, pentru că este o metodă foarte interesantă, care ne face să ne apropiem de prima noastră întâlnire, cum gândim cu capetele noastre. Da? Și la un moment dat am ajuns acolo unde voiam. Evident că am constatat că nu asta voiam. Ai găsit, da, am găsit. Cât timp ți-a trebuit ca să constați că nu asta vrei? Păi și asta a fost pe etape. Dar până când am reușit să mă desprind de ceea ce obținusem, fără să-mi dau seama că nu asta vreau, mi-a luat 16 ani. Atât am stat în Teatrul Bulandra, singurul teatru în care am vrut să joc de când eram adolescent, și acolo am ajuns. Pot să spun că au fost vreo 3 sau 4 momente în care s-au întâmplat niște miracole. Și despre miracol poate că o să avem vreme cândva să vorbim. Am trăit aceste miracole și la un moment dat m-am gândit unul dintre ele, măcar așa puțin, pentru discuția care o să va să vină despre miracole. Deci prima dată când am dat la teatru a fost în anul 1975, când am terminat liceul Tonița. Deși am făcut un liceu de arte plastice, în capul meu nu era decât teatru. Am pregătit un monolog. După părerea mea, foarte bun la momentul acela, adică în primul an când am picat, m-am simțit cel mai bine pregătit din toți anii. După care, din ce în ce am devenit mai superficial, puțin mai șmecher, în sensul că am început să mă acord cu ceea ce voiau ei de la mine, nu cu ceea ce credeam eu că ar fi trebuit să fie. Dintr-un anumit punct de vedere, m-am simțit degradat. Dar asta este iarăși o altă discuție. 11 ani, fix 11 ani de la acel moment, cu același monolog, m-am prezentat în aceeași clădire, în Teatrul Bulandra, că institutul la vremea aceea era deasupra Teatrului Bulandra, și am intrat în Teatrul Bulandra, foarte curios, ei voiau un june prim, eu habar n-aveam, cred că eram singurul din cei 40-50 de candidați pe locul acela, singurul care nu știa că vor un june prim. M-am dus de june comic, îți dai seama, cu totul altă poveste. Și deși erau 3 locuri, am intrat singurul. O comisie de 18 oameni. Și mi s-a părut un miracol, am spus, acel monolog, după 11 ani, în același loc, și-a făcut treaba. Mai știu un pic din monolog, că sunt curios. Păi, da, i-am promis că nu-l mai zic. L-am pus la cutie, i-am mulțumit. S-a închis, fantastic. Și este foarte ciudat, pentru că toată lumea s-aștepta, eu am o mare pasiune pentru comedia de la arte, toată lumea s-aștepta să mă urc pe pereți să fac comedia de la arte și eu am intrat cu Cehov. Adică exact cum nimeni nu se aștepta. Pur și simplu. Da, da. Deci, e ceva aici. Aici ceva este vorba de un miracol. Da, da. E un miracol. E un loc foarte bine, foarte mult cerut, care a venit. Sincronicitate, nu știu, eu am cuvânt poate pentru așa ceva, când realitatea și, nu știu, realul se vede mai bine. Ce e acolo? Cum adică? 11 ani? Știi, Matei, eu mă feresc cumva să pun etichete, pentru că asta îmi prilejuiește niște limitări. Am vrut să spun și eu sincronicitate și mi-am dat seama că în momentul în care scot cuvântul, deja dispar toate nuanțele importante, sigur, din jur. Mulțumesc, Mihai. Da. Adică am pus o etichetă și am simțit brusc că se limitează ceea ce am vrut să spun. Da. În general, conceptul suferă de chestia asta. Da. Și acum, revin la ce spuneam înainte cu cele 3 corpuri și cu nivelele diferite de vibrații. Și anume faptul că există un tip de cunoaștere mult mai complexă decât
cunoașterea așa zis științifică, asta care se bazează pe, pe dovezi, pe, pe deducții logice, pe... Și pe desubiectivizare. Da, da, și pe, pe, pe conectarea tuturor lucrurilor pe care le știi. Există un tip de cunoaștere care, la care nu poți ajunge decât prin experiență directă, printr-o simțire. E adevărat că trebuie să te și pregătești puțin pentru chestia asta, nu vine așa singură. Adică trebuie să-i lași loc. De pildă, momentul în care activitatea fizică este foarte agitată, este o opreliște pentru acest tip de cunoaștere. Îmi vorbeai mai înainte despre un invitat al tău care stătea nemișcat. Da, există un sistem de concentrare care presupune absența mișcării fizice. Ei au, budiștii au și concentrare în mișcare, dar ai să-i vezi când practică, și de obicei practică de câte ori pot, adică aproape tot timpul, acest tip de concentrare, mișcarea lor este mult redusă, este fragmentată pe bucăți. Pentru că atenția are un mod particular de a se manifesta. Nu suntem încă Dumnezei, deși aspirăm. Atenția noastră este unidimensională. Nu te poți concentra decât într-un singur punct, când fascicul este foarte bine adunat. Cei care, cei despre care se vorbește că au o concentrare multiplă și o atenție multiplă, au abilitatea de a muta rapid. Ca fascicul laser care se mută rapid, da? Dintr-o parte între alta, să revină acolo unde a fost înainte, cu mare rapiditate, și în felul ăsta îți dau senzația că au mai multe puncte de atenție. De fapt, e un singur punct care se mișcă foarte repede, cum Napoleon dicta 5 scrisori deodată. Adică ținea minte, îi spunea ăstuia fraza și cât timp scria, scrisul durează mai mult decât vorbitul, da? Îi spunea celuilalt, îi spunea celuilalt și se întorcea la celălalt. Dar nu se gândea la toți deodată, se gândea pe rând, însă cu o frecvență foarte mare. Revenim cumva la timpurile vieții, momentele din viața ta în drumul spre finitudine, să spunem. Ei, nu știu dacă finitudine, să zic că a făcut câțiva pași. Da, da. Că e mult până acolo, e foarte mult. Întrezăresc greutățile unor viitoare etape. Și nu cu bucurie, pentru că ăsta nu e un drum al plăcerii. Te-am spus că drumurile se separă total. Drumul plăcerii, adică să sari evolutiv din dorință în dorință, și drumul cunoașterii, unde trebuie să înțelegi că trebuie să treci și prin suferință și că nu dorința și plăcerea sunt obiectivele tale. Da, da. Asta este foarte greu de înțeles pentru semenii mei cu care vorbesc despre... Asta este foarte greu de înțeles și mai greu de acceptat. Da, refuzul faptului că probabil creștem printr-un quantum de suferință și un quantum de dorință mixate, una fără alta nu merg. Nu știu, e greu de înțeles sisif, că de fapt este același lucru. Pentru că, în general, suntem educați să respingem durerea și să alergăm către plăcere. Ele, de fapt, sunt același lucru. Ele sunt trepte prin care trebuie să treci. Faptul că stai într-un spital, de pildă, cum mi s-a întâmplat mie prima dată la 9 luni, și cineva moare în patul de lângă tine, la 9 ani, pardon, scuze, da? Și cineva moare lângă tine, ești un copil într-un spital de adulți, într-un salon de adulți, în care toți sunt hăcuiți, care fără o mână, care fără picioare, care... Da? La mine nu era așa grav, se schimba doar o arteră. Dar faptul că cineva moare lângă tine când ai 9 ani, parcă îți lasă acolo niște urmări. La 20 de ani am fost, fără să vreau, cioplu la cutremur, că eram în armată. Faptul că vezi
oameni care tocmai făceau baie încă cu săpunul pe ei, făcuți bucăți și nu puțini, erau vreo 200 și ceva la... Cumplit. La, da. La 20 de ani nu poți să spui că ești așa de copt. Și este, să nu crezi că am fost un erou, adică am chiulit de câte ori am putut. Da. Nu-ți imaginezi că sunt... Și la mineriadă am scăpat cu fuga, adică nu sunt un erou, nu sunt un luptător, nu mă bag, mă dau deoparte. Da? Dar s-au întâmplat fel de fel de lucruri lângă mine, care m-au pus cumva în poziția de martor și mi-au schimbat cumva atitudinile. Pe urmă am crezut în valențele familiei, în așa, mi-am făcut o familie și totul a dispărut fulgerător. Deși în mintea mea nu era asta. Eu trăiam cumva după modelul părinților, într-o societate tradițională, asta faci, te însori, faci copiii cu casa, mașina, aia. Da. Puf, totul s-a format ca un castel de cărți de joc. Sigur că dacă ți se întâmplă lucruri din astea, trebuie să te pună pe gânduri și dacă nu te pune, înseamnă că n-ai înțeles nimic. Ele vin. Poate că nu sunt atât de importante cât de mare ar fi importanța cu care le primești sau cu care sau posibilitatea ta de a extrapola cumva rodul acestor întâmplări. Roxana mi-a spus că mai avem 3 minute, 2 minute și ceva și spunea că e nedrept să apropo de limită și de... Că ceea ce transmiți și ceea ce spui e colosal. Te rog, Mihai, să accept să continuăm cu miracole sau să ne mai vedem. Nu la 4 ani, mai curând. Când dorești. Știu că ai multe de făcut. Și să-i spunem că nu există dreptate. Asta este doar... Dreptatea e doar un concept în mintea noastră. Nu, îți mulțumește. Da. Mai sunt 2 minute, te rog. Să nu mă pune să zic concluzii, Doamne. Nu concluzii, nu să mai zici un pic despre finitudine și despre suma asta de experiențe, de pierdere, de cutremurare care... Nu, un om la 9 ani în pat moare, la 20 de ani, oameni îmbucătățiți la propriu, apoi tot ce semna apartenență familie, dispărut dintr-o dată și apoi în viața ta, ce? Păi în momentul ăsta când începi să percepi lucrurile în jur ca vibrații, ca frecvențe, ca energie, lucrurile se modifică, adică îți dai seama că ai trăit într-un univers iluzoriu și că în spatele lui este un altul și în spatele acestuia încă unul și încă unul și încă unul. Și atunci poate că începi, dacă te ajută cineva, poate te rogi, poate faci ceva, poate că încerci să vezi lucrurile mai în profunzime. Da. Pentru că coaja asta a lucrurilor este perisabilă, este iluzorie și cred că la urma urmei este neimportantă. Poate că singurul lucru pe care l-avem de făcut este să vedem lucrurile mai în profunzime, să le conștientizăm și să le simțim. Mult mai în profunzime. De asta vorbeam de Solomon. Ești un trezit, ești un treaz, ești un Buddha după mine. Chiar dacă folosim cuvinte tâmpite, ești acel ceva, acel ceva pe care îl căutăm. Eu doar încerc să văd lucrurile de dincolo de lucruri, ca să înțeleg cauza cauzelor. Despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Da. Îți mulțumesc mult, știi, te-aș asculta o viață. Și promit că de câte ori mă chem, eu vin. Poate o să-mi schimb și costumașul. Universul este atât de bogat. Îți mulțumesc pentru asta. De aici e infinit. Ha 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 ha.